связи ваш стимац репрезентант АМС Медиа. Сунтема еч компонента май комплекса. Экзакт аша, кум се интемплы ши ла дискуперире кримилор грави, экстепционал де грави, ши рецинере инфракторилор диосибит де перекулош. В кадре чести конференции депресса аж вря се презент коллеги мей, домнул Игорь Сглавуца, шеф аджункт ал инспектората национал де инвестигаций, ши домнул Виктор Тудорович, шеф аджункт ал бригези де политику дестинация спечала Фулджер. Această săptămână, ca și toate de altfel, a fost una solicitantă pentru poliție și se finalizează cu rezultate palpabile care pot oferi certitudinea oamenilor că se află, că se află și sunt în siguranță. După cum cunoașteți, pe parcursul zilei de ieri a fost comis un omor dublu într-o localitate din nordul Moldovei. Omor care a fost săvârșit cu deosebită cruzime, comis de către persoane cu multiple antecedente penale. Este de menționat că victimele, de asemenea, sunt persoanele ce au fost anterior în vizorul poliției. Unul dintre aceștia, chiar recent, este eliberat din detenție. Am o plăcere să ofer cuvânt colegului meu, Igor Sglavuța, care va povesti și va explica toate circumstanțele de la fața locului, deoarece nemijlocit a participat la fața locului la descoperirea acestei infracțiuni. Poftim! Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media. Deci, ieri în jurul orelor 13:20, într-o forestieră lângă satul Hiliuț, au fost depistate două cadavre cu semne de moarte violentă, deplasându-se grupa operativă la fața locului. S-a depistat că victimele sunt multiple semne de moarte violentă, mai ales în regiunea capului. Deplasându-mă la fața locului, deja am constatat identitatea, am identificat cine sunt părțile vătămate. Este vorba de doi cetățeni din Bălți, ambii sunt cu antecedente penale și chiar la fața locului a fost recunoscut unul din părțile vătămate, s-au adresat rudele cu o zi înainte de dispariția ultimilor. Înseamnă că urma măsurilor speciale de investigație ce au fost făcute la fața locului s-a muncit împreună cu colegii de la Inspectoratul de Poliție Fălești și practic toată noaptea cot la cot împreună cu colegii de la Inspectoratul de Poliție Fălești și Procurorii Fălești. Au fost constituit un grup de lucru compus în circa 30 de angajați INI-și, angajați ai Inspectoratului de Poliție Fălești. Înseamnă că în urma unei informații operative am primit informația că persoanele decedate anterior au avut un conflict cu alte persoane din contingentul special, să spunem, cu antecedente penale. Motivul fiind victimele noastre, că se fac o precizare, victimele noastre erau, cum a menționat domnul șef, din contingentul special, anterior judecați, modul lor de viață și baza materială și financiară lor era făcută pe baza jocurilor în cărți. Adică ei jucau în cărți, dar în timpul jocurilor în cărți ei trișau. În lumea criminală așa ceva nu se practică și săptămâna trecută între ei s-a pervenit o informație operativă că cu altcineva au avut un conflict la trișarea jocului în cărți. Înseamnă că a fost prelucrate mai multe versiuni. Am avut circa 12 persoane care au fost prelucrate. În urma analizei acestei informații s-a pervenit o informație fixă operativă cu cine au avut victimele noastre conflict. Sunt 4 persoane, 2 sunt din Sângerei, 2 sunt din partea locului, sunt localnici, toți cu antecedente penale, unul din ei fiind sportiv, de performanță practica luptele libere, dar vreau să menționez că din părțile vătămate, unul tot era sportiv de performanță, era boxer. Înseamnă că în urma informației care a fost prelucrată, s-a decis deja reținerea acestor 4 persoane. Am solicitat intervenția colegilor noștri de la Fulger, deoarece era pericolul persoanei, după cum v-am menționat, sunt pregătite bine fizic și era informație operativă că 2 din ei sunt înarmați. Înseamnă că solicitând
intervenția colegilor noștri de la Fulger. Am intervenit, doi dintre ei au fost reținuți la domiciliu, în urmă, în comun cu procurorii de la Fălești, în urmă perchezițiilor petrecute, doi au fost localizați și reținuți în stradă cu ajutorul colegilor noștri de la Serviciul Informației și Securitate. Dacă sunt careva întrebări? La fel și domnul Tudorovici, în două cuvinte puteți să povestiți cum a avut loc nemijlocit reținerea acestor persoane care sunt suspecți la săvârșirea acestor infracțiuni. Mulțumesc, domnul șef. Bună ziua. Înseamnă că în urma solicitării colegii de la INE, ca urmare analize a riscurilor, am primit informații operative și ne-am deplasat în număr de 12 angajați la IP Fălești. Ajungând la fața locului, înseamnă că în urma informației pe care o aveau deja colegii de la INE, mi s-a comunicat că sunt mai mulți suspecți care au comis un dublu omor și doi din aceștia sunt sportivi de performanță. Dintre cadrul unul fiind, adică cam este un sport în lupte libere. Apoi, după ce s-a stabilit adresele, s-a stabilit și calculul de forță, alegerea cursului de acțiune cu privire la, în primul rând, la stabilirea sau a persoanelor care erau bănuite. Persoanele care au fost, adică ajungând pe adresă, au fost reținute, adică imobilizate și reținute persoanele, predate respectiv organelor competente. Anterior, victimele au fost în vizorul poliției și au antecedente penale. Vreau să ne spuneți pentru ce infracțiuni. Da, una din victime anterior a fost bănuit și avea statutul chiar de inculpat la moment pe omor și tâlhărie. Personal am participat la reținerea lui 3 ani euro. Așa, și cum se face că infractorii, spuneați la fel dumneavoastră, că au multiple antecedente penale, dar cu toate astea erau în libertate. Ultimul a fost eliberat la expirare termenului de un an de măsuri preventive de arest. Era statutul avea de inculpat în cadrul cauzei penale, mergeau ședințele de judecată, dar deoarece legea prevede mai mult de un an de zile, nu este posibil de aplicat măsura preventivă de arest. Deci, vreau să vă spun, dar cum exact au fost uciși acești doi tineri, pentru că am văzut, era deosebit cu zi, mi-ați spus și dumneavoastră, dar vreau să știm cum a fost posibil să fie omorât așa, în condițiile în care unul dintre ei este și sportiv. Exact, unul din părțile vătămate este sportiv, dar cum am menționat și din infractori, doi sunt sportivi, au fost bătuți practic în cap cu rangă de metal. În adiacentul satului, ei au fost, după cum v-am menționat anterior, ei au fost ademeniți sub pretextul că se joace în cărți. Criminalii noștri au, după cum v-am spus, ei, părțile noastre vătămate, au câștigat o sumă impunătoare de bani săptămâna trecută de la criminali. Criminalii, ca să știe, așa vă spun, revanșa jocului de cărți, le-au fixat, i-au ademenit să mai joace, să-și iei revanș, să mai joace odată în cărți, însă jocul de cărți nu a avut loc, ei au fixat întâlnire în adiacentul satului, unii deja i-au imobilizat, i-au neutralizat și i-au dus în fâșie forsier, unii deja definitiv au fost omorât. Practic, toate loviturile au fost aplicate în regiunea capului. Da, da, exact. Este vorba de o mașină de model Skoda, mașina dată se deplasa una din victime și tot cu mașina dată, cu mașina practică a victimelor, ei au fost puși în portbagajul mașinii și transportați în fâșia forestieră. Ulterior, criminalii noștri au incident mașina, dar într-un fâșie de forestier în raionul Telenești. Călăraș, cer scuze. În jur la 3.000 de euro. Dar de când ei jucau? Toată viața. Toată viața. Asta este modul lor de viață. Dar ei se cunoscut de părinți, că vreau să întrebă, să adună, să joacă, părți, s-a mai întâmplat în localitățile celea să mai fi înregistrat cazuri de violență în urma jocurilor cărți? Nu, este primul caz înregistrat în urma violenței, aplicării violenței în urma jocurilor de cărți, dar să fie clar, ei nu jucau într-un local, undeva sau într-un loc public, ei jucau la cineva acasă. Și
Ce se întâmplă cu reținut? Acum, la moment, sunt reținuți 72, conform, 72 de ore conform articolul 66. Am oia chiar la moment, colegii mei de la mine, eu am revenit dimineața de la colegi, colegii mei au rămas în teren și la moment cot la cot cu procurorii și cu angajații de la Inspectoratul de Poliție Fălești continuă măsurile speciale pentru acumularea probatorii. Vreau să spun dacă cercul de suspecție rămâne acesta, 4 persoane reținute. Intuim că mai erau mai multe persoane care jucau că reținute. Nu vă supărați, asta nu vă pot spune, acum, după cum mai fac anumite măsuri speciale de investigație și pentru noua prejudicea nu pot vă zice. Dacă o să crească numărul de suspecte. Cred că e pe viață. Cum au fost găsiți acolo, de către cine? Întâmplător de un trecător, acolo este o regiune de vile și alături de fâșie forsieră și cineva care se deplasa prin zonă. Tractorii sunt doi șcărinci și doi mărădei? Da. Și să ne spuneți, vă rog, dacă se ia măsuri în privința acestor jocuri de cărți. Ce fel de măsuri cereți în vedere? Este o ilegalitate dacă jocul este de cărți la noi este interzis prin lege în locarul public și cazinouri, dar după cum am menționat, ei jucau la cineva acasă. Adică autoritățile nu pot să intervină acasă la cineva, să le interzic să joace în cărți. Domnule, vreau să ne spuneți dacă suspecții și recunosc vina și colaborează cu organele. Haideți, nu pot să vă răspund la întrebarea, da. Ei nu au fost încă audiați? Au fost audiați, dar... Uitați, această întrebare deja se referă la unele circumstanțe a investigațiilor și cum a menționat domnul Zglavotsa, noi nu suntem la momentul actual gata, adică nu că suntem gata, nu putem să dăm unele circumstanțe pentru a nu prejudicia mersul urmăririi penale. Cum și s-a menționat, la momentul actual se prelucrează mai multe versiuni în privința la mai multe persoane și din aceste considerente este prematur de a da careva precizări de așa gen. Ce spune familiile acestor doi tineri? Înțeleg că ei au înregistrat această... tinerii nu s-au întors acasă, da? Sau dispariția lor, s-au înregistrat. Noi nu putem spune că este vorba despre minori. Este persoanele în vârstă de după 25 de ani, care deja sunt persoanele de sine stătătoare, în primul rând. Rudele unuia din aceste victime s-au adresat într-adevăr despre faptul că a avut loc dispariția acestuia, cunoscând și trecutul acestora, clar că au avut și careva îngrijorări și respectiv au alarmat situația de dispariția acestora. Imediat în următoarea zi, la orele 13:40, da, dacă nu mă greșesc, au fost deja acești tineri cu regret depistați în fâșei forestiere, deci fiind decedați. Cum arăți? Din nou, noi vorbim despre unele circumstanțe și care nu putem oferi suplimentar. De ce vârsta 25? 21. Cel mai în vârstă din 96, cel mai tânăr din 2001, anul nașterii. Dar, încă o dată, vreau să menționez, atât victime cât și suspecții, sunt persoanele care fac parte din contingentul special și cu antecedente penale, inclusiv și pentru infracțiunile grave. Există, poliția activează în strictă conformitate cu inclusiv și planurile care sunt elaborate, inclusiv și în privința monitorizării unor persoane care fac parte din contingentul special. Poliția este pregătită pentru a face față tuturor provocărilor, inclusiv și de acest gen, cum și s-a arătat în cazul respectiv, timp de 8 ore, din momentul depistării cadavrelor,
Această infracțiune a fost descoperită de la moment, începând de la identificarea victimelor, stabilirea suspecților și reținerea acestor propriu-zise. Inclusiv vreau să menționez și de acumularea unor probe care indică direct la participarea suspecților la săvârșirea acestei infracțiuni, ceea ce tot este un procedeu destul de complicat. Și în aceste 8 ore a fost posibil de a întreprinde tot spectrul de măsuri și de acțiuni pentru a descoperi această infracțiune, cum am menționat, și reține suspecții respectivi. Da, toți 4 au fost concedenți penali. Trafic de droguri, furturi, huliganisme, adică mai multe genuri de infracțiuni. Poftim? Da, au fost o perioadă, persoane respective au trecut inclusiv și prin sistemul penitenciar. Unul din suspecți are antecedente penale pentru tâlhărie și huliganism, a trecut prin penitenciar și însuși una, de cum v-am menționat, una din victime chiar a stat la penitenciar. Domnul Dumnezeu, vă rog să ne spuneți dacă, deci am văzut în imagine că victimele erau dezbrăcate. Dacă se ia în calcul faptul că a fi fost agresat sexual înainte să fie omorât? Nu, excludem faptul dat. Eu am înțeles, dumneavoastră, vă referiți la anumite poze care au apărut, nu știu de unde, în mass media, de la fața locului. Înseamnă că, într-adevăr, una din victime era cu pantaloni, să spunem, dezbrăcat, deoarece ultimul i-a fost scoasă curaua cu care a fost imobilizată a doua victimă și în timpul când a fost scos din portbagajul automobilului și ștărât pe sol, adică ascuns în fâșia forțier, în timp ce ala i-a căzut pantalonii de pe el. Nu a fost nici o acțiune violentă de alt gen. În cazul în care noi vorbim despre jocurile de noroc, unde se joacă pentru un interes material, el este interzis în locurile publice. În cazul dacă e vorba, în cazul în care aceste acțiuni se petrec în domiciliu, dar poliția oricum acumulează informațiile cu privire la tot contingentul, inclusiv și care fac parte din contingentul special, și oricum aceste persoane se află în vizorul poliției. Cum și-a menționat colegul meu, este primul caz de acest gen și noi nu putem vorbi că există un fenomen periculos în Republica Moldova. Este unicul caz la care noi și am hotărât să vă aducem la cunoștință. Inclusiv și pentru a preîntâmpina societatea privind pericul unor jocuri de noroc pentru un interes material. Familiile victimilor sunt în afara oricărui pericol și nu e amenință absolut nimic. Reglările de conturi au fost strict asupra victimilor noastre care au fost găsite de cedare. Omorâte. La această notă vă dorim un final de săptămână cât mai liniștit, iar dacă el se va adeveri mai puțin liniștit, vă asigurăm că poliția este pregătită pentru intervenție necesară și nu există la momentul actual careva pericol pentru cetățenii de rând. Mulțumesc mult pentru atenție și vă dorim încă o dată un sfârșit de săptămână cât mai